Organizația județeană Suceava PSD a lansat vineri oficial candidații la funcția de primar în localitățile din zona Humor. 7 primari PSD-iști se află în competiția de ocupare a fotolului de edil. Astfel, pentru primăria orașului Gura Humorului va candida președintele organizației locale a partidului Stelian Simeria. Candidații la primăria Frasin, Capul Câmpului și Ostra sunt Marinel Balan, Gheorghe Cașvan și Ioan Oros, care au trecut de la PDL, respectiv PNL, la PSD în anul 2014, în baza ordonanței de urgență a guvernului numărul 55/2014. La Păltinoasa, PSD l-a lansat în competiția pentru fotoliul de primar al comunei pe Edward Wendling, iar la Stulpican pe Vasile Zancu, iar pentru primăria Mănăstirea Humorului va candida Georgeta Corlățean. Prezent la Humor, Neculai Bereanu este alături de unitățile administrative și solidar totodată cu toți primarii, indiferent de culoarea politică. De asemenea, parlamentarul speră ca acești candidați să fie sprijiniți în totalitate, iar pe 5 iunie să câștige primăriile din localitatea unde candidează. Am încercat întotdeauna să fiu alături de toți primarii din această zonă, dar am constatat că acolo unde Partidul Social Democrat avea primarii în funcție, cu siguranță lucrurile au mers și comunicarea a fost foarte bună. Am găsit acele pârghe încât să comunicăm între comunitatea locală, primarul ales de noastră, primarul PSD, Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean, bineînțeles și prin mine către Guvernul României, guvernul de la acea vreme, Victor Ponta. Și doresc să vă spun că întotdeauna a fost acea înțelegere și am găsit acele soluții să venim în sprijinul primarilor din aceste localități și am făcut, așa cum vă spuneam, și pentru celălalt primar, eforturi ca să găsim soluții. Am constatat un lucru foarte important în această zonă a dumneavoastră, că sunteți foarte pretențioși și asta e un lucru foarte bun. În a găsi acel candidat de primar care să vă reprezinte, un intelectual, un gospodar, o persoană care să vă reprezinte astfel încât comunitatea dumneavoastră să meargă înainte, să se dezvolte economic, să se dezvolte turistic. De aceea, în această după-amiază, vă vom prezenta acei candidați care considerăm noi că vă reprezintă. Și dumneavoastră, pe data de 5 iunie, bineînțeles, și în această perioadă o să le dați sprijinul cuvenit să câștige primăriile și să arate că merită să fie primar în comunitatea dumneavoastră. Virginel Iordache îi consideră că acest partid este mai degrabă o familie social-democratică, ceea ce îi unește mai mult și îi face pe membrii să creadă într-un viitor mai bun. El are convingerea că vor deveni câștigători, mai ales că au fost desemnați cei mai buni candidați. Nu despre gestul social-democrat aș vrea eu să vă vorbesc, ci despre lupta care ne așteaptă. Pentru că, într-adevăr, va fi o luptă, o luptă între două forțe politice, o forță politică consacrată, care este dată de membrii Partidului Social Democrat, și o altă forță, care de curând și-a schimbat culoarea, și-a schimbat numele, dar în spatele căruia se ascunde același sau aceiași oameni, Partidul Democrat Liberal. Și vă rog să-mi permiteți să spun de acum Partidul Democrat Liberal, nu Partidul Național Liberal. Nu au nimic în comun cu liberalismul, doar cu gesturile despre care se vorbește în fiecare zi în mass media. Sunt convins că organizațiile locale din zona Gura Humorului au desemnat cei mai buni candidați și știu că acești candidați au fost desemnați prin voința oamenilor de partid din localitățile respective și le doresc din tot sufletul succes. Muntenii, pentru că de la Gura Humorului începe zona de munte, sunt oameni frumoși și mândri. Sunt oameni cărora le place să spună adevărul, oameni cărora trebuie neapărat să fii sincer, cu care trebuie să fii sincer, pentru că dacă nu, lucrurile nu sunt în regulă. Haideți să mergem împreună în aceste alegeri, să ajutăm candidații de primar să ajungă primar, pe cei care sunt în funcție să-i ajutăm să devină din nou primar și pentru ca activitatea lor să fie una plină și încurnată de succes, le trebuie un antrenor, așa cum spunea domnul Havrici. Și eu, fără dorința de a adula pe cineva, ci doar a spune adevărul,
De 17 ani în partidul PSD, Stelian Simeria luptă din nou pentru fotoliul de edil al orașului Gura Humorului. Încrezător în propriile forțe, speră să fie susținut și votat, deoarece planurile lui înseamnă schimbare. Să facem o schimbare și nu mă refer și nu vreau să vorbesc de rău ceea ce s-a realizat în Gura Humorului, din contră, respect ceea ce s-a făcut, mai ales că o mare parte este cu sprijinul conducerii județene a Partidului Social Democrat. Ceea ce doresc eu este o schimbare a modului de a aborda cetățeanul din punctul de vedere a primăriei Gura Humorului. Pentru că primăria nu trebuie să fie o cetate, o cazarmă a unui om, trebuie să fie un loc în care fiecare cetățean a urbei să aibă un cuvânt de spus, să-și poată aduce fiecare persoană propriul aport. În același timp, aș dori să-i oferim actualului primar șansa, libertatea, oportunitatea să ne reprezinte, să reprezinte orașul la un alt nivel. De aceea, eu vă rog din suflet, cei care mă cunoașteți și cei care doriți să mă cunoașteți, vă stau la dispoziție în perioada următoare, să mă susțineți și să mă votați. Vă mulțumesc!